Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Un nou proiect de strategie energetică dezbătut la București. Tot fără bani pentru norma de hrană la poliția locală. Oficialii FRB la Târgu Jiu. Pompierii gorjeni au intervenit miercuri seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin semnalat pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiu. Reprezentanții ISU Gorj au intervenit cu o auto specială de lucru cu apă și spumă. Focul a fost stins la timp, astfel că incendiul nu s-a extins, iar pagubele înregistrate au fost minime. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care a localizat și lichidat rapid incendiul. Promptitudinea cu care au intervenit pompierii militari a făcut ca incendiul să nu se extindă și pagubele materiale să nu fie semnificative. Cauza probabilă este în curs de stabilire. Alte două semafoare la buton vor funcționa în curând în municipiul Târgu Jiu. Instalațiile vor fi montate în preajma a două treceri de pietoni intens folosite, respectiv pe strada Ecaterina Teodoroiu și complex Gârdu. Municipalitatea a alocat din bugetul local suma de 75.600 lei fără TVA pentru achiziția și montarea acestor semafoare cu buton. Acestea au fost analizate în Comisia de Circulație, s-au obținut autorizațiile de construire și au demarat lucrările. Costurile pentru acestea sunt de 75.600 de lei fără TVA. Anul viitor vor fi montate încă 6 instalații de semaforizare, 4 semafoare cu acționare la buton și 2 intersecții semaforizate cu program dinamic. Acestea se adaptează în funcție de valorile de trafic înregistrate pe fiecare arteră. Astfel de semafoare mai funcționează la trecerile de pietoni de la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu, supermarketul Lidl de pe strada Victoriei, dar și la liceul numărul 2 situat pe aceea stradă. Direcția economică din cadrul primăriei Târgu Jiu nu a găsit bani pentru norma de hrană a poliției locale. Potrivit viceprimarului din Târgu Jiu, Aurel Popescu, este posibil ca până la finalul anului să nu mai poată fi asigurate până prin rectificare sumele pentru plata lunară a normei de hrană pentru polițiștii locali. Angajații poliției locale din Târgu Jiu au primit ultima dată banii pentru norma de hrană în luna august. Erau așteptate sumele pentru luna septembrie, însă s-a ajuns în luna noiembrie și nu s-a întâmplat nimic. Autoritățile spun acum că în buget nu au fost identificate fonduri pentru ca în acest an să mai fie făcute plăți pentru norma de hrană. Această veste cu siguranță că îi va nemulțumi pe polițiștii locali. Membrilor din Consiliul de Administrație al Societății Aparecio le-au expirat mandatele. În acest sens, au început procedurile legale de selecție a candidaților în vederea ocupării posturilor. Procedura de recrutare pentru posturile de membri va consta în două etape: evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă și evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. La expirat mandatul, se ia o procedură reglementată de Ordonanța 109, avem un recrutor autorizat, să vedem exact cine își va depune CV-urile pentru postul de membru al Consiliului de Administrație, după care discutăm vis-a-vis de prelungirea mandatului actualului director. Dar la acest moment, AGA va trebui să depună un raport și să analizeze întreaga activitate tehnică și economică și financiară a societății. Candidaturile și documentele solicitate în scrierii vor fi depuse până cel târziu în data de 11 decembrie 2017. Sărbătorile de iarnă se apropie, astfel că directorul Centrului Maternal din Târgu Jiu, Gheorghe Milosteanu, cere ajutorul cetățenilor pentru a putea aduce un strop de fericire pe chipurile copiilor găzduiți în centru. Orice lucru dăruit este binevenit pentru ca acei copilași să simtă că cineva se gândește și la ei în pragul sărbătorilor. Fac apel la toți oamenii de bine și chiar la instituțiile și societățile comerciale din județul Gorj care doresc să vină cu mici cadouri la copiii noștri de Sfântul Nicolae și Crăciun. Copiii din instituția noastră și nu numai, din toate instituțiile din subordinea protecției copilului au nevoie de această atenție, să vadă și ei că cineva se gândește la ei, că nu sunt marginalizați, că vrea să le ofere ceva și cu toții ne dorim să le aducem zâmbetul pe buze atunci când le întindem o ciocolată, un fruct, o sticlă de suc sau alte cadouri specifice acestei perioade de iarnă. În momentul acesta, la centrul maternal din Târgu Jiu se află 6 mame cu câte 7 copii. Capacitatea spațiului este mult mai mare, astfel că există în continuare posibilitatea de găzduire a altor familii. Infrastructura rămâne una dintre prioritățile Consiliului Județean Gorj, astfel că la Ministerul Dezvoltării a fost semnat primul contract de reabilitare a unui drum județean prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Este vorba despre drumul județean 672C ce leagă localitățile Cornești, Stolojan, Câmpofeni, Arcani, Rungu. Pentru reabilitarea lui a fost alocată suma de 35 de milioane de lei. Ne-a informat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Județului Gorj, prin acest contract, au fost alocate suma de 35 de milioane de lei pentru drumul județean ce face legătura între Cornești, Stolojan, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Rungu. Este unul dintre primele trei drumuri județene depuse și pe care de astăzi facem demersul necesar încât să-l publicăm în sistemul electronic de achiziții publice și să demarăm lucrările de sau să demarăm partea de achiziții, astfel încât lucrările să înceapă în primăvara anului viitor. Drumul va fi modernizat din fonduri europene. Sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia se află joi la București pentru a discuta pe tema proiectului de strategie energetică a țării. Este vorba de un document rămas de pe vremea ministrului tehnocrat al Ministerului Energiei, Victor Grigorescu. Din partea Complexului Energetic Oltenia participă liderii federațiilor reprezentative și directori ai companiei. Strategia energetică a României vizează un orizont mediu de timp, respectiv 2030. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia vor susține cauza termocentralelor pe cărbune și a dependenței sistemului energetic național față de acestea. DNA caută averea ascunsă a lui Liviu Dragnea. Președintelui PSD i s-a pus sechestrul pe avere în cazul dosarului legat de Teldrum, unde sunt suspiciuni că fraudele cu fonduri europene se ridică la 21 de milioane de euro. Cu toate acestea, socialdemocrații de la Gorj îl susțin. Vicepreședintele socialdemocraților de la Gorj, Aurel Popescu, este de părere că Liviu Dragnea va putea să-și dovedească nevinovăția. Vom vedea care este finalitatea, lucrurile trebuie să decurgă cât se poate de normal. Eu sunt convins că domnul Dragnea va avea puterea să-și demonstreze nevinovăția, așa cum a făcut-o și în alte cazuri, în alte situații până acum. Instituțiile statului trebuie să-și facă treaba așa cum este normal. În vederea recuperării prejudiciului s-a instituit sechestru asigurator asupra mai multor bunuri, printre care un teren situat în municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, cu suprafața de 2913 metri pătrați și construcția aferentă acestuia, un apartament situat în același municipiu cu suprafața de 80 de metri pătrați și două autoturisme. Polițiștii din Gorj au demarat acțiunile specifice de căutare pentru găsirea unui bărbat care a plecat în data de 22 noiembrie de la domiciliu și nu s-a mai întors. Gianu Virgil, în vârstă de 63 de ani din comuna Ninoasa, nu se află la prima abatere de acest gen. Acesta a mai plecat de acasă și în trecut. La data de 22 noiembrie anul curent, secția 6 Poliției Rurală Târgu Cărbunești a fost sesizată de o femeie de 82 de ani din comuna Ninoasa cu privire la faptul că fiul său, Gianu Virgil, de 63 de ani, care locuia împreună cu dânsa, a plecat voluntar de la locuință și nu a mai revenit. Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că Gianu Virgil a mai plecat voluntar de la domiciliu, nefiind victima unei infracțiuni. La data dispariției, bărbatul purta o bluză de culoare neagră, pantalon de culoare gri, iar în picioare avea papuci. Semnalmente, înălțime 1,55 metri, greutate aproximativ 114 kg, ochi verzi, păr scurt de culoare blond, constituție obeză. Persoanele care pot da relații pentru identificarea persoanei dispărute sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Anul trecut, la nivel național, Poliția Română a registrat 5.542 de persoane declarate dispărute, printre care 3.646 erau minori. Reprezentanții Federației Române de Box au fost joi oaspeții de seamă la prefectura Gorj. Municipiul Târgu Jiu va fi gazda campionatului european Under 22, după ce a câștigat bătălia cu orașe importante din Slovacia, Polonia și România. La întâlnirea de astăzi au participat Vasile Câtea, președintele FRB Cătălin Udu Bașa, membru în biroul federal, Viorel Sima, directorul relațiilor internaționale din cadrul FRB și Cătălin Brăilă, președintele Asociației Județene de Box Gorj. Șeful boxului românesc speră ca numele marelui sculptor Constantin Brâncuș să ofere notorietate evenimentului. Este un eveniment care cred că va pune în valoare Târgu Jiu și Gorjul cu toate caracteristicile lui, cele tradiționale, cele istorice, culturale. Faptul că suntem acasă la Brâncuș este un, știu, va fi un logo probabil pentru campionatul european. Și lucrul ăsta sper să-l facem împreună, să facem un eveniment pentru România și pentru Gorj și pentru Târgu Jiu, care să rămână în mentalul celor
eu știu, 300-350-400 de invitați care vor fi pe perioada campionatului european găzduiți de orașul dumneavoastră. Viceprimarul municipiului Aurel Popescu a dat asigurări că sala sporturilor se va prezenta în cele mai bune condiții la data desfășurării meciurilor, iar autoritățile locale îi vor sprijini pe membrii federali. Ceea ce ne privește pe noi, reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu, vă pot spune că în urmă cu câteva zile am purtat încă o dată o discuție cu compania, reprezentanții Companiei Naționale de Investiții privind sala sporturilor, sală care interesează în mod special Federația Română de Box, pentru că vrem să ne ridicăm împreună la nivelul pe care îl presupune o astfel de competiție internațională. Compania Națională de Investiții ne-a asigurat de tot sprijinul, constructorul ne-a asigurat că până la sfârșitul anului 2017 va fi finalizată sau vor fi finalizate toate lucrările la sala sporturilor. Președintele Asociației Județene de Box, Cătălin Brilă, speră ca europeanul de la Târgu Jiu să rămână în memoria participanților și spectatorilor. Sperăm să fim pe harta boxului. Nu pot să spun că o să fie o referință sau nu o să fie o referință. Eu sper că o să fie un campionat organizat ca la carte, exact cum a spus domnul președinte, 5 stele, și care să rămână în cărțile de istorie. Data o să fie undeva la sfârșitul martie, 23-24, dar poate să varieze cu 4-5 zile plus minus. Campionatul european de box va fi transmis în peste 40 de țări din Europa. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.